Într-un meci contând pentru etapa a 10-a din Liga 1 de futsal, Autobergamo Deva a învins pe teren propriu cu 6-0 pe Sportul Ciorăști, după ce la pauză gazdele conduceau cu 3-0. Victoria, în ciuda unei rezistențe dârze a echipei din Vrancea, era una așteptată, iar devenise se gândesc deja la derbiul Vestului cu CFR Timișoara, ce se va disputa sâmbătă 27 noiembrie de la ora 13 pe terenul Bănățenilor, meci urmând a fi televizat pe Digisport 3. Cum am așteptat un meci disputat astăzi, o echipă ambițioasă am întâlnit, dar băieții și-au făcut datoria, scorul a fost final, a fost 6-0, 3-0 la pauză, un scor simetric, acțiuni bune de joc, ratări multe, am avut bări, un portar al lor în formă mare, una peste alta, un meci frumos și bună pregătire pentru meciul de săptămâna viitoare de la Timișoara, deci care va fi un meci important, un meci al ambițiilor și așteptăm ca băieții să fie în cea mai bună formă sâmbăta viitoare. În așteptarea unei decizii federale privind meciul din deplasare cu United Galați, amânat la cererea echipei de pe Dunăre, demersul fiind însă contestat de Deveni, cei de la Autobergamo se gândesc deja la play-off, calificarea în faza finală a campionatului fiind doar o chestiune de timp. Astfel, nu este exclus ca în vacanța de iarnă, lotul Devei, unul tânăr, cu doar 2 jucători de peste 30 de ani, să se întărească. Noi suntem o echipă tânără, 2 jucători avem peste 30 de ani doar, care este Vladiancu și Covaci, în rest ceilalți au maximum 25 de ani. Deci fiecare jucător, deci chiar stăm bine la capitolul acesta și sperăm să fie de ajuns pentru a trage la titlu sau, bineînțeles, poate ne va mai trebui 1-2 transferuri de oameni de experiență, pentru că campionatul va fi lung, va fi un play-off foarte disputat și trebuie să accesăm toate forțele să ne batem acolo sus. Până la disputarea meciului din această seară dintre FK Odorhei și Luceafărul Buzău, în care gazdele sunt clar favorite, Autobergamo este pe primul loc cu 19 puncte din 7 jocuri. Urmează în clasament 2 echipe cu 18 puncte, diferența fiind făcută de gol averaj, respectiv Timișoara, care a strâns această zestre din 9 jocuri, și Odorheiul din 8. Pe 4, ultima poziție care duce în play-off este Galațiul cu 13 puncte din 7 jocuri, în vreme ce Buzăul, Ciorăștiul și Clujana Cluj nu par a putea să se implice în lupta din partea superioară a clasamentului.